E o lipsă de locuri de muncă, deși pe plan internațional sunt vreo 15.000 de locuri disponibile. Avem aproape 10.200 de ofițeri și 4.150 de nebrevetați care sunt activi la ora asta pe mările și oceanele lumii, adică au un contract aproape permanent, vorbind de un contract anual. Mai sunt și alții care au un contract, două, cât să-și mențină brevetele pe funcțiile pe care navigă în un interval de 5 ani. Au fost foarte multe cazuri anul acesta, shippingul trece printr-o situație foarte, foarte grea, nu o spun eu, o spun specialiștii din domeniu și asta înseamnă că cifrele arată destul de rău, capacitățile de transport s-au diminuat, companiile mari au dat faliment și aș aminti aici de Hanjin, de Flinter, nave, foarte multe nave noi, nave moderne care au fost trase pe dreapta pentru că au dat faliment companiile. Cazurile navigatorilor au fost pe măsură, au fost mai puține într-adevăr decese și dispariții de la bord anul acesta, dar au fost foarte multe cazuri în care navigatorii români s-au găsit abandonați fără mijloace necesare de supraviețuire. Și noi am pierdut din rândul oamenilor de sindicat un număr însemnat de locuri de muncă printr-un faliment al companiei Intersea, dar am reușit să reducem această pierdere prin semnarea două noi contracte de muncă în 2016 cu doi armatori germani. Au fost în total pe anul trecut, de fapt în 2015 și 2016 încă continuă, cel puțin 19 nave care sunt abandonate în toată lumea. S-au recuperat peste $1.000.000 pentru navigatori, din care $500.000 prin inspectoratul ITF din România. Asta înseamnă o sumă mult mai mare față de cea de anul trecut. De fapt, și o statistică a Federației Internaționale a Transportatorilor arată că s-au depășit toate așteptările, s-au recuperat mult mai multe milioane de dolari ca salarii neplătite de la armatori în 2016 față de 2015 și au fost mult mai multe nave cu probleme. Din activitatea noastră n-aș putea să vă amintesc foarte multe pentru că este o activitate permanentă, doar un singur lucru, o să vă dau aici presei un bilanț și pe internet, și pe e-mail, și în varianta scrisă. Aș spune că ușa Sindicatului Liber al Navigatorilor a fost deschisă în toate zilele lucrătoare din anul 2016, deci nici măcar o zi lucrătoare, sindicatul nostru nu a fost închis, deci am reușit să colaborăm cu instituțiile statului, am încercat și am reușit să aducem, dacă vreți, și o noutate, vă spun acum, Convenția STCV Manila 2010 să nu fie aplicată de la 1 ianuarie, ci de la 1 iulie anul acesta, deci mai avem încă 6 luni răgaz ca toți navigatorii să-și refacă cursurile și să-și refacă certificatele de competență, astfel încât să fie în conformitate cu Manila 2010. Este un lucru extraordinar realizat de sindicate, la cererea sindicatelor către Organizația Maritimă Internațională și în acele sindicate, în corul acelor sindicate, ne regăsim și noi, Sindicatul Liber al Navigatorilor.